Cartea întâi a împăraților, capitolul 1. Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă. Îl acopereau cu haine și nu se putea încălzi. Slujitorii lui i-au zis să se caute pentru domnul împăratul o fată fecioară. Ea să stea înaintea împăratului să-l îngrijească și să se culce la sânul tău. Și domnul meu împăratul se va încălzi. Au căutat în tot ținutul lui Israel o fată tânără și frumoasă și au găsit-o pe Abishag, sunamita, pe care au adus-o la împărat. Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat și i-a slujit, dar împăratul nu s-a împreunat cu ea. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis: eu voi fi împărat. Și și-a pregătit cară și călăreț și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând: pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. El a vorbit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiata. Și aceștia au trecut de partea lui. Dar preotul Țadoc, Benaia, fiul lui Jehoiada, prorocul Natan, Shimei, rei și vitejul lui David, n-au fost cu Adonia. Adonia a tăiat oi, boi și viței grași lângă pietrul lui Zohelet, care este lângă Enroguel, și a postit pe toți frații lui, fiii împăratului, și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului. Dar n-a postit pe prorocul Natan, nici pe Benaia, nici pe vitej, nici pe fratele său Solomon. Atunci Natan a zis Batșebei, mama lui Solomon: noi auzit că Adonia, fiul Hagitei, s-a făcut împărat, fără să știe domnul nostru David. Vino dar acum și îți voi da un sfat ca să-ți scap viața ta și viața fiului tău, Solomon. Du-te, intre la împăratul David și spune: împărate, domnul meu, l-ai jurat roabei tale zicând: fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Pentru ce dar împărățește Adonia? Și în timp ce tu vei vorbi cu împăratul, eu însumi voi intra după tine și îți voi întări cuvintele. Batșeba s-a dus în odaia împăratului. El era foarte bătrân și Abishag, sunamita, îi sluja. Batșeba s-a plecat și s-a închinat înaintea împăratului. Și împăratul a zis: ce vrei? Ea i-a răspuns: domnul meu, tu ai jurat roabei tale pe Domnul Dumnezeul tău zicând: Solomon, fiul tău, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie. Și acum iată că Adonia împărățește. Și tu nu știi, împărate, domnul meu. El a junghiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe preotul Abiatar și pe Ioab, căpetenia oștirii. Dar pe robul tău, Solomon, nu l-a poftit. Împărate, domnul meu, tot Israelul are ochii îndreptați spre tine ca să-i faci cunoscut cine va ședea pe scaunul de domnie al împăratului, domnului meu, după el. Și când împăratul domnul meu va fi culcat împreună cu părinții săi, se va întâmpla că eu și fiul meu Solomon vom fi priviți ca niște vinovați. Pe când încă vorbea cu împăratul, iată că a sosit prorocul Natan. Au dat de știre împăratului și au zis: iată că a venit prorocul Natan. El a intrat înaintea împăratului și s-a închinat înaintea împăratului cu fața până la pământ. Și Natan a zis: împărate, domnul meu, oare tu ai zis: Adonia va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie? Căci el s-a pogorât astăzi, a tăiat boi, viței grași și oi în mare număr și a poftit pe toți fiii împăratului, pe căpeteniile oștirii și pe preotul Abiata. Și ei mănâncă și beau înaintea lui și zic: trăiască împăratul Adonia! Dar nu a poftit nici pe mine, care sunt robul tău, nici pe preotul Țadoc, nici pe Benaia, fiul lui Jehoiada, nici pe robul tău Solomon. Oare din porunca domnului meu împăratul are loc lucrul acesta? Și fără să fi făcut cunoscut robului tău, cine are să se suie pe scaunul de domnie al împăratului domnului meu după el? Împăratul David a răspuns: chemați-mi pe Batșeba. Ea a intrat și s-a înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul a jurat și a zis: viu este Domnul care m-a izbăvit din toate necazurile tale, așa cum am jurat pe Domnul Dumnezeului Israel zicând: fiul tău, Solomon, va împărăți după mine și va ședea pe scaunul meu de domnie în locul meu, așa voi face azi.
Batșeba s-a plecat cu față la pământ și s-a închinat înaintea împăratului și a zis: „Trăiască pe vecie, domnul meu, împăratul David!” Împăratul David a zis: „Chemați-mi pe preotul Sadoc, pe prorocul Natan și pe Benaia, fiul lui Jehoiada.” Ei au intrat și s-au înfățișat înaintea împăratului. Și împăratul le-a zis: „Luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe caturul meu și povoriți-l la Gihon. Acolo preotul Sadoc și prorocul Natan să lungă împărat peste Israel. Să sunați din trâmbiță și să ziceți: „Trăiască împăratul Solomon!” Să vă suiți apoi după el ca să vină să se așeze pe scaunul meu de domnie și să împărățească în locul meu, căci porunca mea este ca el să fie căpetenia lui Israel și Iuda.” Benaia, fiul lui Jehoiada, a răspuns împăratului: „Amin! Așa să vrea Domnul Dumnezeul domnului meu împăratul. Domnul să fie cu Solomon, cum a fost cu domnul meu împăratul, ca să-și înalțe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al domnului meu împăratul David.” Atunci preotul Sadoc s-a pogorât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, fiul lui Jehoiada, cu cheretiții și peletiții. Au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Preotul Sadoc a luat cornul cu un de lemn din cor și a uns pe Solomon. Au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: „Trăiască împăratul Solomon!” Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier și se lespăta cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el, tocmai în clipa când scârșeau de mântă. Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis: „Ce este cu huietul acesta de care răsună cetatea?” Pe când vorbea el încă, a venit Ionatan, fiul preotului Abiata. Și Adonia a zis: „Apropie-te, ești un om viteaz și aduci vești bune.” „Da”, a răspuns Ionatan lui Adonia, „domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. A trimis cu el pe preotul Sadoc, pe prorocul Natan, pe Benaia, fiul lui Jehoiada, pe cheretiți și pe lepiți, și l-au pus călare pe catârul împăratului. Preotul Sadoc și prorocul Natan l-au uns împărat la Gihon. De acolo s-au suit veselindu-se și cetatea a fost pusă în mișcare. Acesta este voietul pe care l-ați auzit.” Solomon s-a și așezat pe scaunul de domnie al împăratului. Și slujitorii împăratului au venit să binecuvinteze pe domnul nostru împăratul David, zicând: „Dumnezeul tău să facă numele lui Solomon mai vestit decât numele tău, și el să-și înalțe scaunul de domnie mai pe sus de scaunul tău de domnie.” Și împăratul s-a închinat pe patul său. Iată ce a zis și împăratul: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care mi-a dat astăzi un urmaș pe scaunul meu de domnie și mi-a îngăduit să-l văd.” Toți cei poftiți de Adonia s-au umplut de spai. S-au sculat și au plecat tare încotro. Adonia s-a temut de Solomon, s-a sculat și el, a plecat și s-a apucat de coarnele altarului. Au venit și au spus lui Solomon: „Iată că Adonia se teme de împăratul Solomon și s-a apucat de coarnele altarului, zicând: „Să-mi jure împăratul Solomon azi că nu va omorâ pe robul său cu sabie.” Solomon a zis: „Dacă va fi un om cinstit, un păr din cap nu-i va cădea la pământ, dar dacă se va găsi răutate în el, va muri.” Și împăratul Solomon a trimis niște oameni care l-au pogorât de pe altar. El a venit și s-a închinat înaintea împăratului Solomon și Solomon i-a zis: „Du-te acasă.” Cartea 1 a împăraților, capitolul 2. David se apropia de clipa morții și a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. Întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui și învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să îi sputești în tot ce vei face și ori încotro te vei întoarce. Și pentru ca Domnul să împlinească următoarele cuvinte pe care le-a rostit pentru mine: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea lor, din toată inima lor și din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu.”
Știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei? Ce-a făcut celor două căpetenii ale oștirii lui Israel, lui Avner, fiul lui Ner, și lui Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorât. A vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sângele de război pe cingătoare cu care era încins la mijloc și pe încălțămintea din picioare. Fă după înțelepciunea ta și să nu lași ca perii lui cei albi să se pogoare în pace în locuința morților. Să te porți cu bunăvoință cu fiii lui Barzilai Galaaditul și ei să mănânce la masă cu tine, căci tot așa s-au purtat și ei cu mine, ieșindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom. Iată că ai lângă tine pe Shimei, fiul lui Gera, de Neamit pe vin Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim, dar s-a pogorât înaintea mea la Iordan și i-am jurat pe Domnul zicând, nu te voi omorî cu Sami. Acum, tu să nu-l lași nepedepsit, căci ești un om înțelept și știi cum trebuie să te porți cu el. Ți-i pogor perii albi însângerați în locuința mea. David a dormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea lui David. Vremea cât a împărățit David peste Israel a fost de 40 de ani. La Hebron a împărățit 7 ani, iar la Ierusalim a împărățit 33 de ani. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția lui s-a înferit poartă. Adonia, fiul Hagitei, s-a dus la Bathsheba, mama lui Solomon. Ea i-a zis, lui cu gânduri pașnice? El a răspuns, da. Și a adăugat, am să-ți spun o vorbă. Ea a zis, vorbește. Și el a zis, știi că împărăția era a mea și că tot Israelul își îndreta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăția s-a întors și a căzut fratelui meu pentru că Domnul i-a dat. Acum îți cer un lucru, nu-ți întorce frate. Ea a răspuns, vorbește. Și el a zis, spune-te rog împăratului Solomon, căci nu se poate să-mi te asculte, să-mi dea de nevastă pe Abishag sunamită. Bathsheba a zis, bine, voi vorbi împăratului pentru tine. Bathsheba s-a dus la împăratul Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s-a sculat son tâmpine, s-a închinat înaintea ei și a așezut pe scaunul său de domnie. A pus un scaun pentru mama ta împăratului și ea a așezut la dreapta lui. Apoi a zis, am să-ți fac o mică rugăminte, să mă ascult. Și împăratul i-a zis, cere mama, că te voi asculta. Ea a zis, Abishag sunamita să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia. Împăratul Solomon a răspuns mamei sale, pentru ce cer numai pe Abishag sunamita pentru Adonia? Cere și împărăția pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine, pentru el, pentru preotul Abiatar și pentru Ioab, fiul Țeruiei. Atunci împăratul a jurat pe Domnul zicând, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu îl vor costa viață pe Adonia cuvintele acestea. Acum viu este Domnul care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui, că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia fiul lui Jehoiada care l-a lovit și Adonia a murit. Împăratul a zis apoi preotului Abiatar, du-te la Anatot la moșiile tale, căci ești vrednic de moarte. Dar nu te voi omorî azi pentru că ai purtat chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David și pentru că ai luat parte la toate suferințele tatălui meu. Astfel Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo. Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Și Ioab a fugit la cortul Domnului și s-a apucat de coarnele altarului. Au dat de știre împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului și că este la altar. Și Solomon a trimis pe Benaia fiul lui Jehoiada, zicându-i, du-te și lovește. Benaia a ajuns la cortul Domnului și a zis lui Ioab, ieși, căci așa poruncește împăratul. Dar el a răspuns, nu, vreau să mor aici. Benaia a spus lucrul acesta împăratului zicând, așa a vorbit Ioab și așa mi-a răspuns. Împăratul a zis lui Benaia, fă cum a zis, lovește-l și îngroapă-l.
și ia astfel de peste mine și de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat eu fără temei. Domnul va face ca sângele lui să cadă asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbați mai drepți și mai buni decât el, și i-a ucis cu sabia, fără să fi știut tatăl meu David, pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Israel, și pe Amasa, fiul lui Ieter, căpetenia oștirii lui Iuda. Sângele lor se cadă peste capul lui Ioab și peste capul urmașilor lui pentru totdeauna. Dar David, sămânța lui, casa lui și scaunul lui de domnie, să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului. Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. Împăratul a pus în fruntea oștirii pe Benaia, fiul lui Jehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar a pus pe preotul Tzadok. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis: zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o parte sau altă. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece pe râul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Și mi-a răspuns împăratului: bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. După 3 ani s-a întâmplat că 2 slujitori ai lui Shimei au fugit la Achis, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând: iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Shimei s-a sculat, a pus șaua pe magar și s-a dus la Gat, la Achis, să-și caute slujitori. Shimei s-a dus și și-a adus înapoi slujitorii din Gat. Au dat de veste lui Solomon că Shimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Împăratul a chemat pe Shimei și i-a zis: nu te-am pus eu să jur pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau în alta? Și nu mi-ai răspuns tu: bine, am înțeles. Pentru ce atunci ne-ai ascultat de jurământul Domnului și de porunca pe care ți-o dăduse? Și împăratul a zis lui Shimei: știi în lăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatălui meu David. Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat și scaunul de domnia lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Shimei. Și Shimei a murit. Astfel, împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Cartea 1 a împăraților, capitolul 3. Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a adus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Poporul nu aducea jertfe decât pe înălțim, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în numele Domnului. Solomon iubea pe Domnul și se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că aducea jertfe și tămâie pe înălțim. Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălțim. Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. La Gabaon, Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și Dumnezeu i-a zis: cere ce vrei să-ți dau. Solomon a răspuns: tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un piu care șade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi. Acum, Doamne, Dumnezeul meu, tu ai pus pe robul tău să împărățească în locul tatălui meu David. Și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău. Deci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută,
așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut. Bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele. Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim și s-a înfățișat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arber de tot și jertfe de mulțumire și a dat un ospăț tuturor slujitorilor lui. Atunci au venit două femei curve la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Una din femei a zis: „Rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiau în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit pentru că se culcase peste el. Ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu de lângă mine pe când dormea roaba ta și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau țâță copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care l-a născuse. Cealaltă femeie a zis: „Ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău cel mort.” Dar cea din tâi a răspuns: „Ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Împăratul a zis: „Una zice, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.” Și cealaltă zice: „Ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Apoi a adăugat: „Aduceți-mi o sabie.” A adus o sabie înaintea împăratului. Și împăratul a zis: „Tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celeilalte.” Atunci femeia al cărei copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis împăratului: „Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omori.” Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău. Tăiați-l.” Și împăratul, luând cuvântul, a zis: „Dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omoriți. Ea este mama lui.” Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat, căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Cartea 1 a împăraților, capitolul 4. Împăratul Solomon era împărat peste tot Israel. Iată căpeteniile pe care le avea în slujba lui: Azaria, fiul preotului Tzadok, Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau logofet. Iosafat, fiul lui Ahilud, era scriitor. Benaia, fiul lui Jehoiada, era peste oștire. Tzadok și Abiatar erau preoți. Azaria, fiul lui Natan, era mai mare peste îngrijitor. Zabud, fiul lui Natan, era slujbaș de stat, cirac al împăratului. Ahișar era mai mare peste casa împăratului. Și Adoniram, fiul lui Abda, era mai mare peste Der. Solomon avea 12 îngrijitori peste tot Israelul. Ei îngrijau de frana împăratului și a casei lui, fiecare timp de o lună din an. Iată-le numele: fiul lui Hur în muntele lui Efraim, fiul lui Decher la Macat, la Saalbim, la Bet Shemesh, la Elon și la Bet Anan. Fiul lui Hesed la Arubot, el avea Soco și toată țara Heferi. Fiul lui Abinazam avea tot ținutul dorului. Tafat, fata lui Solomon, era nevastă lui. Baana, fiul lui Ahilud, avea Taanac și Megido și tot Bet-Shanul de lângă Tzartan sub Israel, de la Bet-Shean până la Abel-Mehola, până dincolo de Iocmeam. Fiul lui Geber la Ramot din Galaad, el avea târgurile lui Iair, fiul lui Manase, în Galaad. Mai avea și ținutul Argob, în Basan, 60 cetăți mari cu ziduri și zăboare de aramă. Ahinadab, fiul lui Ido, la Mahanaim, Ahimaat, în Neftali, el luase de nevastă de Basmat, fata lui Solomon. Baana, fiul lui Hushai, în Asher și la Bealot. Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar. Shimei, fiul lui Elan, Beniamin.
Geber, fiul lui Uri, în țara Galaadului. El avea ținutul lui Sihon, împăratul Amoriților, și al lui Og, împăratul Basanului. Era un singur îngrijitor în țara aceea. Iuda și Israel erau un număr foarte mare, ca nisipul de pe țărmul mării. Ei mâncau, beau și se veseleau. Solomon mai stăpânea și toate împărățiile de la râu, până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Ei îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. În fiecare zi Solomon mânca 30 de cor de floare de făină și 60 de cor de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut și 100 de oi, afară de cer, tăprioare, ciută și păsări îngrășate. Stăpânea peste toată țara de dincoace de râu, de la Tifsa până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de râu, și avea pace pretutindeni de jur împrejur. Iuda și Israel de la Dan până la Beersheba au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui în tot timpul lui Solomon. Solomon avea 40.000 de iestle pentru caii de la carele lui și 12.000 de călăreți. Îngrijitorii îngrijau de hrana împăratului Solomon și a tuturor celor ce se apropiau de masa lui, fiecare în luna lui, și nu lăsau să fie vreo lipsă. Aduceau și orz și paie pentru armăsari și pugari, în locul unde se afla împăratul, fiecare după poruncile pe care le primite. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon împrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. El era mai înțelept decât orice om, mai mult decât Etan, ezrahitul, mai mult decât Teman, Calcol și Darda, fiii lui Mahol. Și faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. A vorbit despre copaci de la cedrul din Liban până la isopul care crește pe zid. A vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre duietoare și despre pești. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Cartea 1 a împăraților, capitolul 5. Hiram, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său și el iubise totdeauna pe David. Solomon a trimis vorba lui Hiram: știi că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui din pricina războaielor cu care l-au înconjurat vrăjmașii lui, până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui. Acum Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părțile. Nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri. Iată că am de gând să zidesc o casă numelui Domnului Dumnezeului meu, cum a spus Domnul tatălui meu David, zicând: fiul tău pe care îl voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. Poruncește acum să se taie pentru mine cedrii din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi și îți voi plăti simbria slujitorilor tăi așa cum o vei hotărâ tu. Veți ști că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii. Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie și a zis: binecuvântat să fie astăzi Domnul care a dat lui David un fiu înțelept, vet căpetenie a acestui mare popor. Și Hiram a trimis răspunsul lui Solomon: am auzit ce ai trimis să mi se spun. Voi face tot ce vei vrea în ce privește lemnele de cedru și lemnele de chiparul. Slujitorii mei le vor pogorâ din Liban la mare și le voi trimite de mare în plute până la locul pe care mi-l vei arăta. Acolo voi pune să le dezlege și le vei lua. Ceea ce cer, în schimb, este să primeți merinde casei mele. Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos cât a voi. Și Solomon a dat lui Hiram 20.000 de cor de griu pentru hrana casei lui și 20 de cor de unt de lemn curat. Iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon cum îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, număr de 30.000. I-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună cu schimb.
O lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corboabe. Solomon mai avea 70.000 de oameni care purtau poverile și 80.000 care tăiau pietrele în munți. Afară de căpeteniile în număr de 3.300, puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrătorilor. Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe, cioplite pentru temeliile casei. Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliții, le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei. Cartea 1 a împăraților, capitolul 6. În al 480-lea an după ieșirea copiilor lui Israel din țara Egiptului, Solomon a zidit casa Domnului, în al 4-lea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua. Casa pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de 60 de coați, lată de 20 și înaltă de 30. Pritvorul dinaintea templului casei avea o lungime de 20 de coați în lățimea casei și 10 coați lărgime în fața casei. Împăratul a făcut casei ferestre largi înăuntru și strâmte afară. A zidit lipite de zidul casei mai multe rânduri de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, templul și sâmpul locaș. Și a făcut astfel odăile turalnice de jur împrejur. Catul de jos era lat de 5 coți, cel de la mijloc de 6 coți, iar al treilea de 7 coți. Căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei. Când s-a zidit casa, s-au întrebuințat pietre ciopite gata înainte de a fi adus acolo, așa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-au auzit în casă în timpul zidirii. Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei. În catul de la mijloc, tesuiete o scară cotită și tot așa, de la catul de mijloc la al treilea. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri și cu grinzi de cedru. A făcut de 5 coți de înalte, fiecare din caturile din prejurul întregei case, și le-a legat de casă prin lemne de cedru. Domnul a vorbit lui Solomon și i-a zis: tu zidești casa aceasta. Dacă vei umbla după legile mele, dacă vei împlini orânduirile mele, dacă vei păzi și vei urma toate poruncile mele, voi împlini față de tine făgăduința pe care am făcut-o tatălui tău David. Voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și nu voi părăsi pe poporul meu Israel. După ce a isprăvit de zidit casa, Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan. A îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru și a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos. A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei 20 de coți ai fundului casei, de la pardoseală până în creștetul zidurilor, și a păstrat locul acesta ca să facă din ea Sfânta Sfintelor, locul preasfânt. Cei 40 de coți de dinainte alcătuiau casa, adică templul. Lemnul de cedru dinăuntru avea sădături de colocinți și flori deschise. Totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră. Solomon a pregătit locul preasfânt dinăuntru, în mijlocul casei, ca să așeze acolo chivotul legământului Domnului. Locul preasfânt avea 20 de coți lungime, 20 de coți lățime și 20 de coți înălțime. Solomon l-a cătușit cu aur curat. A făcut înaintea locului preasfânt un altar de lemn de cedru și l-a acoperit cu aur. Partea dinăuntru a casei a căptușit-o cu aur și a prins perveaua dinăuntru în lănțișoare de aur înaintea locului preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur. A căptușit toată casa cu aur, casa întreagă, și a acoperit cu aur tot altarul care era înaintea locului preasfânt. În locul preasfânt a făcut doi heruvim de lemn de măslin sălbatic înalt de 10 coți. Fiecare din cele două aripi ale uneia din heruvime avea 5 coți, ceea ce făcea 10 coți de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte. Al doilea heruvim avea tot 10 coți. Măsura și chipul erau aceleași pentru amândoi heruvim. Înălțimea fiecăruia din cei doi heruvim era de 10 coți. Solomon a așezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse. Aripa celui din tâi atingea un zid și aripa celui de-al doilea atingea celălalt zid.
iar celelalte aripele lor se întâlneau la capete în mijlocul casei. Solomon a acoperit și heruvimii cu aur. Pe toate zidurile casei, de jur împrejur, în partea din punți și în față, a pus să sape chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise. A acoperit pardoseala casei cu aur în partea din punți și în față. La intrarea locului preasfânt a făcut două uși din lemn de măslin sălbatic. Pragul de sus și ușorii ușilor erau în 5 muchi. Cele două uși erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur. A întins aurul și peste heruvim și peste finici. A făcut de asemenea pentru poarta templului niște ușori de lemn de măslin sălbatic în 4 muchi și cu două uși de lemn de chiparos. Fiecare ușă era făcută din două scânduri despărțite. A pus să sape pe ele chipuri de heruvim, de finici și de flori deschise și le-a acoperit cu aur pe care l-a întins pe săpătura de chipuri. A zidit și curtea dinăuntru din 3 rânduri de pietre cioplite și dintr-un rând de grinzi de cedru. În anul al 4-lea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului și în anul al 11-lea, în luna Bul, care este a 8-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de 7 ani a zidit-o Solomon. Cartea 1 a împăraților, capitolul 7. Solomon și-a mai zidit și casa lui și a ținut 13 ani până când a isprăvit-o de tot. A zidit mai întâi casa din pădurea Libanului, lungă de 100 de coți, lată de 50 de coți și înaltă de 30 de coți. Se sprijinea de 4 rânduri de stâlpi de cedru și pe stâlpi erau grinzi de cedru. A acoperit cu cedru odăile care erau sprijinite de stâlpi și care erau în număr de 45, câte 15 de fiecare cat. Erau 3 caturi și fiecare din ele avea ferestrele față în față. Toate ușile și toți ușorii erau din bârne în 4 mochi și la fiecare din cele 3 caturi ușile erau față în față. A făcut un pridvor de stâlpi lung de 50 de coți și lat de 30 de coți și un alt pridvor înainte cu stâlpi și trepte în față. A făcut pridvorul scaunului de domnie unde judeca, pridvorul judecății, și l-a acoperit cu cedru de la pardoseală până în tavan. Casa lui de locuit a fost zidită în același fel într-o altă curte, în dosul pridvorului, și a făcut o casă la fel cu pridvorul acesta pentru fata lui Faraon, pe care o luase de nevastă. Pentru toate aceste clădii a întrebuințat pietre minunate, cioplite după măsură, fierăstruite cu fierăstrăul, înăuntru și în afară, și aceasta din temelii până la strașină și afară, până la curtea cea mare. Temeliile erau de pietre foarte de preț și mari, pietre de 10 coți și pietre de 8 coți. Deasupra erau iarăși pietre foarte de preț, tăiate după măsură și lemn de cedru. Curtea cea mare avea de jur împrejurul ei 3 șiruri de pietre cioplite și un șir de bârne de cedru, ca și curtea dinăuntru a casei Domnului și ca și pridvorul casei. Împăratul Solomon a trimis și a adus din Tir pe Hiram, fiul unei văduve din seminția lui Neftali și al unei tate din Tir care lucra în Aram. Hiram era plin de înțelepciune, de pricepere și de știință în săvârșirea oricărei lucrări de Aram. El a venit la împăratul Solomon și a făcut toate lucrările. A turnat cei doi stâlpi de Aram. Cel din tâi avea 18 coți în înălțime și un fir de 12 coți, măsura grosimea celui de-al doilea. A turnat două acoperișuri de Aram ca să le pună pe vârfurile stâlpilor. Cel din tâi era înalt de 5 coți și al doilea era înalt de 5 coți. A mai făcut niște împletituri în chip de rețea, niște ciucuri făcuți cu lănțișoare pentru coperișurile de pe vârful stâlpilor, 7 pentru coperișul din tâi și 7 pentru coperișul al doilea. A făcut câte 2 șiruri de rod din prejurul uneia din rețele ca să acopere coperișul de pe vârful uneia din stâlpi. Tot așa a făcut și pentru al doilea. Coperișurile de pe vârful stâlpilor în pridvor erau lucrate așa de parcă erau niște crini și aveau 4 coți. Coperișurile de pe cei doi stâlpi erau înconjurate de 200 de rodi, sus lângă umflătura care era peste rețea. De asemenea, erau 200 de rodi înșirate în jurul celui de-al doilea coperiș.
A așezat stâlpii pe dvorul templului. A așezat stâlpul din dreapta și l-a numit Iachim. Apoi, a așezat stâlpul din stânga și l-a numit Boaz. În vârful stâlpilor era o lucrătură în chip de crin. Astfel s-a isprăvit lucrarea stâlpilor. A făcut marea turnată din Arama. Avea 10 coți de la o margine până la cealaltă, era rotundă de tot, înaltă de 5 coți și de jur împrejur se putea măsura cu un fir de 30 de coți. Sub boza ei erau săpați niște coloșinți, câte 10 la fiecare cot, de jur împrejurul mării. Coloșinții, așezați pe două rânduri, erau turnați împreună cu ea dintr-o singură bucată. Era așezată pe 12 boi, din care 3 întorși spre miază noapte, 3 întorși spre apus, 3 întorși spre miază zi și 3 întorși spre răsărit. Marea era deasupra lor și toate partea din apoia trupurilor lor era înăuntru. Grosimea ei era de un lat de mână și marginea ei era ca marginea unui potir făcută ca floarea crinului. Avea o încăpere de 2000 de vetre. A mai făcut 10 temelii de aramă. Fiecare temelie era lungă de 4 coți, lată de 4 coți și înaltă de 3 coți. Iată cum erau temeliile acestea. Erau făcute din tăblii legate la colțuri cu încheieturi. Pe tăbliile dintre încheieturi erau niște lei, boi și heruvim. Și pe încheieturi, deasupra și dedesubtul leilor și boilor, erau niște împletituri care atârnau în chip de ciucuri. Fiecare temelie avea 4 roate de aramă cu osii de aramă. Și la cele 4 colțuri erau niște polițe turnate sub leghean și lângă ciuc. Gura temeliei din lăuntrul coperișului până sus era de un cot. Gura aceasta era rotundă ca pentru lucrările de fierul acesta și era lată de un cot și jumătate. Avea și săpături. Tăbliile erau în 4 mochii, nu rotunde. Cele 4 roți erau sub tăblii și osiile roților erau prinse de temelie. Fiecare era înaltă de un cot și jumătate. Roatele erau făcute ca ale unui ca. Osiile, obezile, spițele și butucilor erau toate turnate. La cele 4 colțuri ale fiecărei temelii erau niște polițe dintr-o bucată cu temelie. Partea de sus a temeliei se sfârșea cu un cerc înalt de o jumătate de cot și își avea proptelele cu tăbliile ei făcute dintr-o bucată cu ea. Pe plăcile proptelelor și pe tăblii a săpat heruvim, lei și finici, după locurile goale și ciocuri de jur împrejur. Așa a făcut cele 10 temelii. Turnătura, măsura și chipul erau la fel pentru toate. A mai făcut 10 lighene de aram. Fiecare lighean avea o încăpere de 40 de bați. Fiecare lighean avea 4 coți. Fiecare lighean era pe câte una din cele 10 temelii. A pus 5 temelii pe partea dreaptă a casei și 5 temelii pe partea stângă a casei. Iar marea de aramă a pus-o în partea dreaptă a casei la miază zi răsărit. Hiram a făcut cenușarele, lopețile și lighenele. Așa a sfârșit Hiram toate lucrarea pe care i-a dus împăratul Solomon să o facă pentru casa Domnului. 2 stâlpi cu cele 2 coperișuri și cu cununile lor de pe vârful stâlpilor. Cele 2 rețele ca să acopere cele 2 cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor. Cele 400 de rodii pentru cele 2 rețele, câte 2 rânduri de rodii de fiecare rețea, ca să acopere cele 2 cununi ale coperișurilor de pe vârful stâlpilor. Cele 10 temelii și cele 10 lighene de pe temelii. Marea și cei 12 boi de sub mare, cenușarele, lopețile și lighenele, toate aceste unelte pe care le-a dat împăratul Solomon lui Hiram să le facă pentru casa Domnului, erau de aramă lustruită. Împăratul a pus să le toarne în câmpie Iordanului, într-un pământ humos, între Sucot și Țartan. Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, și greutatea ramei nu se putea socoti. Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru casa Domnului, altarul de aur, masa de aur, unde se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, sfeșnicele de aur curat, 5 la dreapta și 5 la stânga, înaintea locului preasfânt, cu florile, candelele și mucările de aur, lighenele, cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat, și țățânile de aur curat pentru ușa din lăuntul casei, la intrarea în locul preasfânt, și pentru ușa casei de la intrarea templului.
Astfel s-a isprăvit toată lucrarea pe care a făcut-o împăratul Solomon pentru casa Domnului. Apoi a adus argintul, aurul și uneltele pe care le hrăzise tatăl său David și le-a pus în visteriile casei Domnului. Cartea 1 a împăraților. Capitolul 8. Atunci împăratul Solomon a adunat la el la Ierusalim pe bătrânii lui Israel și pe toate căpeteniile semințiilor, pe căpeteniile familiilor copiilor lui Israel, ca să mute din cetatea lui David, adică Sionul, chivotul legământului Domnului. Toți bărbații lui Israel s-au strâns la împăratul Solomon în luna lui Etanin, care este a șaptea lună, timpul praznicului. Când au venit toți bătrânii lui Israel, preoții au ridicat chivotul. Au adus chivotul Domnului, cortul întâlnirii și toate uneltele sfinte care erau în cort. Preoții și leviții le-au adus. Împăratul Solomon și toată adunarea lui Israel chemată la el au stătut înaintea chivotului. Au jertfit oi și boi care n-au putut fi nici numărați, nici socotiți, din pricina mulțimii lor. Preoții au dus chivotul legământului Domnului la locul lui, în locul preasfânt al casei, în sfânta sfintelor, sub aripile heruvimilor. Deci heruvimii aveau aripile întinse peste locul chivotului și acopereau chivotul și drugii lui pe deasupra. Se dăduse drugilor o așa lungime încât capetele lor se vedeau din locul sfânt, dinaintea locului preasfânt, dar nu se vedeau de afară. Ei au fost acolo până în ziua de azi. În chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus Moise în el la Horeb, când a făcut Domnul legământ cu copiii lui Israel, la ieșirea lor din țara Egiptului. În clipa când au ieșit preoții din locul sfânt, norul a umplut casa Domnului. Preoții n-au putut să rămână acolo să facă slujba din pricina norului. Deci, slava Domnului umpluse casa Domnului. Atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în împuneric. Eu am zidit o casă care va fi locuința ta, un loc unde vei locui pe vecie. Împăratul și-a întors fața și a binecuvântat pe toată adunarea lui Israel. Toată adunarea lui Israel era în picioare. Și el a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura lui tatălui meu David și care împlinește prin puterea lui ce spusese când a zis, din ziua când am scos din Egipt pe poporul meu Israel, n-am ales nicio cetate dintre toate semințiile lui Israel, ca să mi se zidească în ea o casă unde să locuiască numele meu, ci am ales pe David să împărățească peste poporul meu Israel. Tatăl meu David avea de gând să zidească o casă numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Și Domnul a zis tatălui meu David, prin că ai avut de gând să zidești o casă numelui meu, bine ai făcut că ai avut acest gând. Numai că nu tu vei zidi casa, ci fiul tău ieșit din trupul tău va zidi casa numelui meu. Domnul a împlinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu David și am șezut pe scaunul de domnia lui Israel, cum vestise Domnul, și am zidit casa numelui Domnului Dumnezeului lui Israel. Am rânduit un loc pentru chivot unde este legământul Domnului, legământul pe care l-a făcut el cu părinții noștri când i-a scos din țara Egiptului. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregei adunări a lui Israel, și a întins mâinile spre cer și a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine nici sus în cerul, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii tăi, care umble înaintea ta din toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis, nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe staunul de domnia lui Israel. Numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea
pe care ți-o face astăzi robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia, asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acesta. Binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din locul locuinței tale din ceruri, ascultă-i și iartă-i. Dacă va păcătui cineva împotriva apropiului său și va fi silit să facă un jurământ și va veni să jure înaintea altarului tău în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, lucrează și fă dreptate robilor tăi. Osândește pe cel vinovat și întoarce vina purtării lui asupra capului lui. Dă dreptate celui nevinovat și fă-i după nevinovăția lui. Când poporul tău Israel va fi bătut de vrăjmaș pentru că a păcătuit împotriva ta, dacă se vor întoarce la tine și vor da slavă numelui tău, dacă îți vor face rugăciuni și cereri în casa aceasta, ascultă-i din cer. Iartă păcatul poporului tău Israel și întoarce-i în țara pe care ai dat-o părinților lor. Când se va închide cerul și nu va fi ploaie din pricina păcatelor făcute de ei împotriva ta, dacă se vor ruga în locul acesta și vor da slavă numelui tău și dacă se vor abate de la păcatele lor pentru că îi vei pedepsi, ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor tăi și al poporului tău Israel, învață-l calea cea bună pe care trebuie să umble și să trimiți ploaie pe pământul pe care l-ai dat de moștenire poporului tău. Când foametea, ciuma, rugina, tăciunele, lăcustele de un fel sau altul vor fi în țară, când vrăjmașul va împresura pe poporul tău în țara lui, în cetățile lui, când vor fi urgii sau boli de orice fel, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cere, și fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului lui și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă. Lucrează și răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor, ca să se teamă de tine în tot timpul cât vor trăi în țara pe care ai dat-o părinților noștri. Când străinul care nu este din poporul tău Israel va veni dintr-o țară depărtată pentru numele tău, căci se va ști că numele tău este mare, mâna ta este tare și brațul tău este întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din cerul, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate popoarele pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine, ca și poporul tău Israel, și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o eu. Când poporul tău va ieși la luptă împotriva vrăjmașului său, urmând calea pe care o vei porunci tu, dacă vor face rugăciuni Domnului cu privirile întoarse spre cetatea pe care ai ales-o tu și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău, ascultă din ceruri rugăciunile și cererile lor și fă-le dreptate. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și te vei mânia împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară vrăjmașă, depărtată sau apropiată. Dacă se vor coborî în ei înșiși, în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara celor ce-i vor duce în robie și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de lege, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor, în țara vrăjmașilor lor, care i-au luat robi, dacă îți vor face rugăciuni cu privirile întoarse spre țara lor, de care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care ai ales-o și spre casa pe care am zidit-o eu numelui tău, ascultă din cerul, din locul locuinței tale rugăciunile și cererile lor și fă-le drepta. Iartă poporului tău păcatele lui și toate fără de legile făcute împotriva ta. Trezește mila celor ce-i vor ține robi, ca să se îngure de ei, deci sunt poporul tău și moștenirea ta, și tu i-ai scos din Egipt, din mijlocul unui cuptor de fier. Ochii tăi să fie deschiși la cererea robului tău și la cererea poporului tău Israel, ca să-i asculți în tot ce-ți vor cere. Căci tu i-ai ales din toate celelalte popoare ale pământului, ca să faci din ei moștenirea ta, cum ai spus prin robul tău Moise, când ai scos din Egipt pe părinții noștri, Doamne Dumnezeule.
Când a isprăvit Solomon de spus Domnului toată rugăciunea aceasta și cererea aceasta, s-a sculat dinaintea altarului Domnului, unde îngenunchease cu mâinile întinse spre cer. Și stând în picioare a binecuvântat cu glas tare toată adunarea lui Israel, zicând: Binecuvântat să fie Domnul care a dat odihnă poporului său Israel, după toate făgăduințele lui. Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit. Domnul Dumnezeul nostru să fie cu noi, cum a fost cu părinții noștri, să nu ne părăsească și să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în toate căile Lui și să păzim poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, pe care le-a poruncit părinților noștri. Cuvintele acestea cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului său și poporului său Israel. Pentru ca toate popoarele pământului se poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Inima voastră să fie în totul a Domnului, Dumnezeului nostru, cum este astăzi, ca să urmați legile Lui și să păziți poruncile Lui. Împăratul și tot Israelul împreună cu el au adus jertfe înaintea Domnului. Solomon a junghiat 22.000 de boi și 120.000 de oi pentru jertfa de mulțumire pe care a adus-o Domnului. Așa a făcut împăratul și toți copiii lui Israel sfințirea casei Domnului. În ziua aceea, împăratul a sfințit mijlocul curții, care este înaintea casei Domnului. Căci acolo a adus arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire, pentru că altarul de aramă care este înaintea Domnului era prea mic, ca să cuprindă arderile de tot, darurile de mâncare și grăsimile jertfelor de mulțumire. Solomon a prăznuit atunci sărbătoarea și tot Israelul a prăznuit împreună cu el. O mare mulțime venită de la împrejurimile Hamatului până la pârâul Egiptului s-au strâns înaintea Domnului Dumnezeului nostru timp de 7 zile și alte 7 zile, adică 14 zile. În ziua a 8-a a dat drumul poporului și ei au binecuvântat pe împărat și s-au dus în corturile lor, veseli și cu inima mulțumită pentru tot binele pe care îl făcuse Domnul robului său David și poporului său Israel. Cartea 1 a împăraților, capitolul 9. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i s-a arătase la Gabaon. Și Domnul i-a zis: Îți ascult rugăciunea și cererea pe care mi-ai făcut-o. Sfințesc casa aceasta pe care ai zidit-o, ca să pui în ea pentru totdeauna numele meu și ochii mei și inima mea vor fi acolo pe vecie. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, cu inima curată și cu neprihănire, făcând tot ce ți-am poruncit, dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției tale în Israel, cum am spus tatălui tău David când am zis: Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. Dar dacă vă veți abate de la mine, voi și fiii voștri, dacă nu veți păzi poruncile mele și legile mele pe care vi le-am dat, și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, voi nimici pe Israel din țara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la mine casa pe care am sfințit-o numelui meu, și Israel va ajunge de râs și de pomină printre toate popoarele. Și oricât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea, va rămâne încremenit și va fluiera. Și va zice: Pentru ce a făcut Domnul așa țării acesteia și casei acesteia? Și se va răspunde: Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au lipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. După 20 de ani, Solomon zidise cele două case, casa Domnului și casa împăratului. Atunci, fiindcă Hiram, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos și aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram 20 de cetăți în țara Galilei. Hiram a ieșit din Tir să vadă cetățile pe care le dădea Solomon, dar nu i-au plăcut. Și a zis: Ce cetăți mi-ai dat, frate?
l-a numit Țara Kabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi. Hiram trimisese împăratului 120 de talanți de aur. Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corboadă pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea casei Domnului și a casei sale Milo și a zidului Ierusalimului, Hațorului, Megidoului și Gezerului. Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Gezerul, îi dăduse foc și omoruse pe cananiții care locuiau în cetate. Apoi îl dăduse de zestre fetei lui, nevastă lui Solomon. Și Solomon a zidit Gezerul, Bet Horonul de jos, Baalatul și Tadmorul în pustia țării. Toate cetățile slujindu-i ca magazii și fiind ale lui, cetățile pentru cară, cetățile pentru călărime și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara peste care împărețea. Iar pe tot poporul care mai rămăsese din amoriți, hetiți, fereziți, heviți și ebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, pe urmașii lor care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca rob de corvoade și așa au fost până în ziua de astăzi. Dar Solomon n-a întrebuințat ca rob de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, capitanii lui, cârmuitorii carelor și călărimii lui. Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau un număr de 550, însărcinat să privegheze pe lucrători. Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo. Solomon aducea de 3 ori pe an ardere de tot și jertfă de mulțumire pe altarul pe care îl zidise Domnului și ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului și a isprăvit astfel casa. Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Ețion Geber, lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. Și Hiram a trimis cu aceste corăbii la slujitorii lui Solomon pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau mare. S-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți, pe care i-au adus împăratului Solomon. Cartea 1 a împăraților, capitolul 10. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări crele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodeni, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu fi știut să-i lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, și bucatele de la masa lui, și locuința slujitorilor lui, și slujbele, și hainele celor ce îi slujau, și paharnicelui, și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Uimit a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta. Dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici cu jumătate nu mi s-a spus. Tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faimă. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel. Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat, ca să judeci și să faci dreptate. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii câte a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Corebiile lui Hiram, care au adus aur din Ofir, au adus din Ofir și foarte mult lemn de santal și pietre scumpe. Împăratul a făcut cu lemnul mirositor pălimare pentru casa Domnului și pentru casa împăratului și arfe și alăute pentru cântăreți. N-a mai venit de atunci lemn de acesta mirositor și nu s-a mai văzut până în ziua de azi. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și a mai dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei.
Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 660 și 6 de talanți de aur. Afară de ce scutebe la negustorii cei mari și din negoțul cu mărfuri, de la toți împărații Arabiei și de la dregătorii țării. Împăratul Solomon a făcut 200 de scuturi mari de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 600 de sicli de aur și alte 300 de scuturi mici de aur bătut și pentru fiecare din ele a întrebuințat 3000 de aur și împăratul le-a pus în casa numită Pădurea Libanului. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de fildeș și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea 6 trepte și partea de sus era rotunjită pe dinapoi. De fiecare parte a scaunului erau răzimători. Lângă răzimători stăteau 2 lei și pe cele 6 trepte stăteau 12 lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a făcut pentru nicio împărăție. Toate paharele împăratului Solomon erau de aur și toate vasele din casa pădurii Libanului erau de aur curat. Nimic nu era de argint. Pe vremea lui Solomon, argintul n-avea nicio trecere. Căci împăratul avea pe mare corăbii din Tars cu ale lui Hiram. Și corăbile din Tars veneau la fiecare 3 ani aducând aur și argint, fildeș, maimuță și păun. Împăratul Solomon a întrecut pe toți împărații pământului în bogății și înțelepciuni. Toată lumea căuta să vadă pe Solomon ca să audă înțelepciunea pe care o pusese Dumnezeu în inima lui. Și fiecare își aducea darul lui, lucruri de argint și lucruri de aur, haine, arme, nirodemii, cai și catâri. Așa era în fiecare an. Solomon a strâns cară și călărime. Avea 1400 de cară și 12.000 de călăreți, pe care i-a pus în cetățile unde își ținea carele și la Ierusalim de împărat. Împăratul a făcut ca argintul să fie tot așa de obișnuit la Ierusalim ca pietrele și cerdui tot așa de mulți ca smochinii din Egipt care cresc pe câmpie. Solomon își aducea caii din Egipt. O ceată de negustori de a împăratului se ducea să ia cu grămada pe un preț hotărât. Un car se aducea din Egipt cu 600 de sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. De asemenea, aduceau cai cu ei pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. Cartea 1 a împăraților, capitolul 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine, afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel, să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre dumnezeilor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon, târât de iubire. A avut de neveste 700 de crăiese împărătești și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au bătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoniților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul, tatăl său David. Atunci, Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lui. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeului Israel, care i se arătase de 2 ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți Dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. Numai, nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția. Voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe terela mare. Domnul a ridicat un vrășmaș lui Solomon pe Hadad, edomitul, din neamul împărătesc ale Domnului.
Vremea când a bătut David, Edomul, Ioab, căpetenii oștirii, suindu-se să îngroape morții, a ucis toată partea bărbătească din Edom. A rămas acolo 6 luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea bărbătească. Atunci Hadad a fugit cu niște edomiți, slujitori ai tatălui său, și s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat de atunci. Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei niște oameni din Paran și au ajuns în Egipt la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare și i-a dat moșii. Hadad a căpătat trecere înainte lui Faraon, până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes. Sora Tahpenei i-a născut pe fiul său Genuba. Tahpenes l-a înțărcat în casa lui Faraon. Și Genubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon. Când a auzit Hadad în Egipt că David a dormit cu părinții lui și că Ioab, căpetenia oștirii, murise, a zis lui Faraon, lasă-mă să mă duc în țara mea. Și Faraon i-a zis, ce-ți lipsește la mine de dorești să te duci în țara ta? El a răspuns, nimic, dar lasă-mă să plec. Dumnezeu a ridicat un alt vrășmaș lui Solomon, Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său, Hadadezer, împăratul din Sob. El strânsese niște oameni la el și se făcuse capul cetei când a măcelăit David oștile stăpânului său. S-au dus la Damasc și s-au așezat acolo și au domnit la Damasc. El a fost un vrășmaș al lui Israel în tot timpul vieții lui Solomon, în același timp când îi făcea rău Hadad și ura pe Israel. El a împărățit peste Siria. Și Ieroboam, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Sereda, și avea ca mamă pe o văduvă numită Țeruă. Iată cu ce prilej a ridicat el mâna împotriva împăratului. Solomon zidea miluri și închidea spărturile cetății tatălui său David. Ieroboam era tare și viteaz. Și Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenile corvoade din casa lui Iosif. În vremea aceea, Ieroboam, ieșind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp. Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o în 12 bucăți și a zis lui Ieroboam, ia-ți 10 bucăți, căci așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Iată, voi rupe împărăția din mâna lui Solomon și îți voi da 10 seminții. Dar el va avea o seminție din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate semințiile lui Israel. Și aceasta pentru că m-au părăsit și s-au închinat înaintea Astartei, regița sidonienilor, înaintea lui Chemoș, dumnezeul Moabului, și înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, pentru că n-au umblat în căile mele ca să facă ce este drept înaintea mea și să păzească legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatălui Solomon. Nu voi lua din mâna lui toată împărăția, căci nu voi ținea domn în tot timpul vieții lui pentru robul meu David, pe care l-am ales și care a păzit poruncile și legile mele. Dar voi lua împărăția din mâna fiului său și îți voi da 10 seminții din ea. Voi lăsa o seminție fiului său pentru ca robul meu David să aibă totdeauna o lumină înaintea mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea numele meu. Pe tine te voi lua și vei domni peste tot ce-ți va dori sufletul, vrei împăratul lui Israel. Dacă vei asculta de tot ce-ți voi porunci, dacă vei umbla în căile mele și dacă vei face ce este drept înaintea mea, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut robul meu David, voi fi cu tine, îți voi zide o casă trainică, așa cum am zidit lui David și îți voi da ție pe Israel. Voi smeri prin aceasta sămânța lui David, dar nu pentru totdeauna. Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Și Ieroboam s-a sculat și a fugit în Egipt la Șișac, împăratul Egiptului. A locuit în Egipt până la moartea lui Solomon. Celelalte fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el și înțelepciunea lui, nu sunt scrise oare în carte faptelor lui Solomon? Solomon a domnit 40 de ani la Ierusalim peste tot Israelul. Apoi Solomon a adormit cu părinții lui și a fost îngropat în cetatea tatălui său David.
În locul lui a domnit fiul său Roboam. Cartea 1 a împăraților, capitolul 12. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Roboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon, și în Egipt locuia. Au primit să-l chem. Atunci Roboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngăuiat jugul. Acum tu ușurează această aspre robie și jugul greu de care l-a pus peste noi tatăl tău și îți vom sluji. El a zis: Duceți-vă și întorceți-vă la mine peste 3 zile. Și poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care puseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestui? Și iată ce i-au zis ei: Dacă vei îndatura astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-o dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa? Ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel: Tatăl tău ne-a îngăuiat jugul, tu ușurează-ne. Să le vorbești așa: Degetul meu cel mic va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioan. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum zisese împăratul: Întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului. A lăsat sfatul de care el dăduseră bătrânii și l-a vorbit astfel după sfatul tinerilor: Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpioan. Astfel, împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul, în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia, din Silo lui Roboam, fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: Ce parte are noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai. Lua corturile tale, Israel. Acum lezi-ți de casă, Davide. Și Israel s-a dus în corturile lui. Copiii lui Israel care locuiau în cetățile lui Iuda au fost singurii peste care a domnit Roboam. Atunci împăratul Roboam a trimis la ei pe Adoram, care era mai mare peste Biru. Dar Adoram a fost ucis cu pietre de tot Israelul și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit să se suie într-un car ca să fugă la Ierusalim. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi. Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, au trimis să-l cheme în adunare și l-au făcut împărat peste tot Israelul. Seminția lui Iuda a fost singura care a mers după casa lui David. Roboam, ajungând la Ierusalim, a strâns toată casa lui Iuda și seminția lui Beniamin, 180.000 de oameni aleși buni pentru război, ca să lupte împotriva casei lui Israel și să o aducă înapoi sub stăpânirea lui Roboam, fiul lui Solomon. Dar cuvântul lui Dumnezeu a vorbit astfel lui Șemaia, omului Dumnezeu: Vorbește lui Roboam, fiul lui Solomon, împăratul lui Iuda, și întregei case lui Iuda și lui Beniamin și celuilalt popor, și spune-le: Așa vorbește Domnul, nu vă suiți și nu faceți război împotriva fraților voștri, copiii lui Israel. Fiecare din voi să se întoarcă acasă, căci de la mine s-a întâmplat lucrul acesta. Ei au ascultat de cuvântul Domnului și s-au întors acasă după cuvântul Domnului. Ieroboam a zidit Sihemul pe muntele lui Efraim și a locuit acolo. Apoi a ieșit de acolo și a zidit Penuel. Ieroboam a zis în inima sa: Împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David. Dacă poporul acesta se va sui la Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, inima poporului acestuia se va întoarce la Domnul său, la Roboam, împăratul lui Iuda, și mă vor omorâ și se vor întoarce la Roboam, împăratul lui Iuda.
După ce s-a sfătuit, împăratul a făcut doi viței de aur și a zis poporului: destul v-ați suit la Ierusalim. Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A așezat unul din acești viței la Betel, iar pe celălalt l-a pus în Dan. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să se închine înaintea unuia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut o casă de înălțim și a pus preoți luați din tot poporul, care nu făceau parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare în luna 8-a, în ziua 15-a a lunii, ca sărbătoarea care se plasmăia în Iuda, și a adus jertfe tautare. Iată ce a făcut la Betel, ca să se aducă jertfe vițeilor pe care-i făcuse el. A fost în slujbă la Betel de preoții înălțimilor ridicate de el și a jertit pe altarul pe care îl făcuse la Betel în ziua 15-a a lunii a 8-a, lună pe care o alesese după bunul lui plac. A hotărât-o ca sărbătoare pentru copiii lui Israel și s-a suit la altar să ardă tămâi. Cartea 1 a împăraților, capitolul 13. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Ieroboam la altar să ardă tămâi. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis: altarule, altarule, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David. Numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine, pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine, și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și în aceeași zi a dat un semn zicând: acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând: prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat și n-a putut să o întoarcă înapoi. Altarul s-a despicat și cenușa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care îl dăduse omului Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului. Atunci împăratul a luat cuvântul și a zis omului lui Dumnezeu: roade-te Domnului Dumnezeului tău și cere-i să-mi potragă mâna înapoi. Omului Dumnezeu s-a rugat Domnului și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare și îți voi da un dar. Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: jumătate din casa ta să-mi dai și n-aș intra cu tine. Nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta. Căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. El a plecat pe un alt drum și nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate, el le-a zis: pe ce drum a plecat? Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omului Dumnezeu care venise din Iuda. Și a zis fiilor săi: puneți-mi șoaua pe măgar. I-au pus șoaua pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și i-a zis: tu ești omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns: eu sunt. Atunci el i-a zis: vino cu mine acasă și să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns: nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta. Căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și el i-a zis: și eu sunt proroc ca tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis: adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine și să bea apă. Rânința. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el și a mâncat pâine și a băut apă în casa lui. Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care l-a dusese înapoi. Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: așa vorbește Domnul, pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău, pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă,
în locul despre care îți spusese să nu mănânci pâine și să nu bei apă acolo. Trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Și după ce a mâncat pâine și a băut apă, prorocul pe care îl întorsese i-a pus șaua pe măbea. Omul lui Dumnezeu a plecat și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. Și niște oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum și leul stând lângă trup. Și au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân. Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum, pe omul lui Dumnezeu, a zis: este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului și Domnul l-a dat în ghearele leului, care l-a sfâșiat și l-a omorât după cuvântul pe care i-o spusese Domnul. Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: puneți-mi șaua pe măgar. Au pus șaua pe măgar și el a plecat. A găsit trupul întins în drum și măgarul și leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul și nu sfâșiase pe măgar. Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar și l-a adus înapoi. Și bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jălească și să-l îngroape. I-a pus trupul în mormânt și l-au jălit zicând: vai, frate! După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi: când voi muri, să mă îngropați în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu, să-mi puneți oasele lângă oasele lui. Deci se va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel și împotriva tuturor tapiștelor de înălțimi din cetățile Samariei. După întâmplarea aceasta, Ieroboam nu s-a bătut de pe calea lui cerea. A pus iarăși preoți pentru înălțimi, luați din tot poporul. Pe oricine dorea, îl simțea preot al înălțimilor. Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam, și pentru aceasta a fost nimicită ea și ștearsă de pe fața pământului. Cartea 1 a împăraților, capitolul 14. În vremea aceea s-a îmbolnăvit Abia, fiul lui Ieroboam. Și Ieroboam a zis nevestei sale: scoală-te, te rog, și schimbă-ți hainele, dar să nu se știe că ești nevastă lui Ieroboam, și du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul. El mi-a spus că voi fi împăratul poporului acestuia. Ia cu tine 10 pâini, turte și un vas cu miere și intră la el. El îți răspunde ce va fi cu copilul. Nevasta lui Ieroboam a făcut așa. S-a sculat, s-a dus la Silo și a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii se întunecaseră de bătrânețe. Domnul spusese lui Ahia: nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Se vorbește așa și așa. Ea, când va veni, se va da drept altă. Când a auzit Ahia vuietul pașilor ei, în tipa când intra pe ușă, a zis: intră, nevasta lui Ieroboam, pentru ce vrei să te dai drept altă? Sunt însărcinat să-ți vestesc lucruri aspre. Du-te și spune lui Ieroboam: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție, și n-ai fost ca robul meu David, care a păzit poruncile mele și a umblat după mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înainte meu. Tu ai făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea ta. Te-ai dus să-ți faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă mâni și mi-ai lepădat înapoi a ta. De aceea, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam, voi nimici pe oricine este lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri. Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini, și cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului, căci Domnul a vorbit. Tu scoală-te și du-te acasă, și cum îți vor păși picioarele în cetate, copilul va muri. Tot Israelul îl va plânge și îl vor îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Domnul va pune peste Israel un împărat care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Și nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta? Domnul va lovi pe Israel și Israel va fi ca trestea clătinată în ape.
va smulge pe Israel din această țară bună pe care o dăduse părinților lor și va împrăștia dincolo de râu pentru că și-au făcut idol mâinind pe Domnul. Va părăsi pe Israel din pricina păcatelor pe care le-a făcut Ieroboam și în care a târât și pe Israel. Nevasta lui Ieroboam s-a sculat și a plecat. A ajuns la Tirța și cum a atins pragul casei, copilul a murit. L-au îngropat și tot Israelul l-a plâns după cuvântul Domnului pe care îl spusese prin robul său Ahia, prorocul. Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut război și cum a domnit, sunt scrise în cartea cronicilor împăraților lui Israel. Ieroboam a împărățit 22 de ani, apoi a adormit cu părinții săi și în locul lui a împărățit fiul său Nadab. Roboam, fiul lui Solomon, a împărățit peste Iuda. Avea 41 de ani când s-a făcut împărat și a împărățit 17 ani la Ierusalim, cetatea pe care o alesese Domnul din toate semințiile lui Israel, ca să-și pune numele în ea. Mama sa se chema Naama, amonită. Iuda a făcut ce este rău înaintea Domnului și prin păcatele pe care le-au săvârșit, i-au stârnit gelozia mai mult decât părinții lor. Și-au zidit și ei înălțimi cu stâlpi închinați idolilor și astarteie pe orice deal înalt și sub orice copac verde. Au fost chiar și sodomiți în țară. Au făcut de toate urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. În al cincilea an al împărățirii lui Roboam, Șișac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului. A luat visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului. A luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse Solomon. Împăratul Roboam a făcut în locul lor niște scuturi de aramă și le-a dat în grijă căpetenilor alergătorilor care păzeau intrarea casei împăratului. Ori de câte ori se ducea împăratul la casa Domnului, alergătorii le purtau. Apoi le aduceau iarăși în odaia alergătorilor. Celelalte fapte ale lui Roboam și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Totdeauna a fost război între Roboam și Ieroboam. Roboam a adormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea lui David. Mama sa se numea Naama amonită. Și în locul lui a împărățit fiul său Abiam. Cartea 1 a împăraților. Capitolul 15. În al 18-lea an al domniei lui Ieroboam, fiului Nebat, a început să împărățească peste Iuda Abiam. A împărățit 3 ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. Ea s-a dedat la toate păcatele pe care le făcuse tatăl său înaintea lui. Și inima lui n-a fost întreaga Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Dar din pricina lui David, Domnul Dumnezeului i-a dat o lumină la Ierusalim, punând pe fiul lui după el și lăsând Ierusalimul în picioare. Deci David făcuse ce este plăcut înaintea Domnului și nu se abătuse de la niciuna din poruncile lui în tot timpul vieții lui, afară de întâmplarea cu Urie, hetitul. Între Roboam și Ieroboam a fost război tot timpul cât a trăit Roboam. Celelalte fapte ale lui Abiam și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Între Abiam și Ieroboam a fost război. Abiam a adormit cu părinții lui și l-a îngropat în cetatea lui David, și în locul lui a domnit fiul său Asa. În al 20-lea an al lui Ieroboam, împăratul lui Israel, a început să domnească peste Iuda Asa. El a domnit 41 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Maaca, fata lui Abisalom. Asa a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, ca tatăl său David. A scos din țară pe sodomiți și a îndepărtat toți idolii pe care-i făcuseră părinții lui. Și chiar pe mama sa Maaca n-a mai lăsat-o să fie împărăteasă, pentru că făcuse un idol Astarteei. Asa i-a sfărâmat idolul și l-a ars în pârâul Chedron. Dar înălțimile n-au pierit, măcar că inima lui Asa a fost în totul a Domnului în tot timpul vieții lui. El a pus în casa Domnului lucrurile hărăzite de tatăl său și de el însuși, argint, aur și vase. Între Asa și Baieșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor. Baieșa, împăratul lui Israel, s-a suit împotriva lui Iuda și a întărit Rama ca să împiedice pe ai lui Asa, împăratul lui Iuda, să iasă și să intre.
Asa a luat tot argintul și tot aurul care rămăseseră în visteriile casei domnului și visteriile casei împăratului. Și le-a pus în mâinile slujitorilor lui, pe care i-a trimis la Ben-Hadad, fiul lui Tabrimon, fiul lui Hezion, împăratul Siriei, care locuia la Damasc. Împăratul Asa a trimis să-i spună: să fie un legământ între mine și tine, cum a fost între tatăl meu și tatăl tău. Iată, îți trimit un dar în argint și în aur. Du-te, rupe legământul tău cu Baeșa, împăratul lui Israel, ca să se departeze de la mine. Ben-Hadad a ascultat pe împăratul Asa. A trimis pe căpetenile oștirii lui împotriva cetăților lui Israel și au pustit Ionul, Dan, Abel, Bet, Maaca, tot Chinerotul și toată țara lui Neftali. Când a auzit Baeșa lucrul acesta, a încetat să mai întărească Rama și s-a întors la Tirța. Împăratul Asa a chemat pe tot Iuda, fără să lase la o parte pe cineva, și au ridicat pietrele și lemnul pe care le întrebuința Baeșa la întărirea Ramei. Și împăratul Asa le-a întrebuințat la întărirea Gebei lui Beniamin și Mițpe. Toate celelalte fapte ale lui Asa, toate isprăvile lui și tot ce a făcut și cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Totuși, la bătrânețe a fost bolnav de picioare. Asa a adormit cu părinții lui și a fost îngropat cu părinții lui în cetatea tatălui său David. Și în locul lui a domnit fiul său Iosafat. Nadab, fiul lui Ieroboam, a început să domnească peste Israel în al doilea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. El a domnit 2 ani peste Israel. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea tatălui său, săvârșind păcatele în care turise tatăl său pe Israel. Baeșa, fiul lui Ahia, din casa lui Isahar, a înălțit împotriva lui și Baeșa l-a omorât la Gibeton, care era al filistenilor, pe când Nadab și tot Israelul împresurau Gibetonul. Baeșa l-a omorât în al 3-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui. Când s-a făcut împărat, a ucis toată casa lui Ieroboam, n-a lăsat să scape nimeni cu viață, ci a nimicit totul, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robul său Ahia din Silo. Din pricina păcatelor pe care le făcuse Ieroboam și în care târâse și pe Israel, mâniind astfel pe Domnul Dumnezeului Israel. Celelalte fapte ale lui Nadab și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Între Asa și Baeșa, împăratul lui Israel, a fost război în tot timpul vieții lor. În al 3-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste tot Israelul la Tirța, Baeșa, fiul lui Ahia. A domnit 24 de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel. Cartea 1 a împăraților, capitolul 16. Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu Israel. Dar pentru că ai umblat pe calea lui Ieroboam și ai făcut pe poporul meu Israel să păcătuiască, pentru ca să mă mâni prin păcatele lor, iată că voi mătura pe Baeșa și casa lui, și casa ta o voi face ca și casa lui Ieroboam, fiul lui Nebat. Cine va muri în cetate din casa lui Baeșa, va fi mâncat de câini, și cine va muri pe câmp dintre ai lui, va fi mâncat de păsările cerului. Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el și isprevile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Baeșa a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Tirța. Și în locul lui a domnit fiul său Ela. Cuvântul Domnului vorbise prin prorocul Iehu, fiul lui Hanani, împotriva lui Baeșa și împotriva casei lui, pe de o parte pentru tot răul pe care îl făcuse sub ochii Domnului, mâniindu-l prin lucrul mâinilor lui, și ajungând ca și casa lui Ieroboam, iar pe de alta, pentru că lovise casa lui Ieroboam. În al 26-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească Ela, fiul lui Baeșa. El a domnit peste Israel la Tirța. A domnit 2 ani. Slujitorul său Zimri, care era mai mare peste jumătate din carele lui, a uneltit împotriva lui. Ela era la Tirța, chefuind și îmbătându-se în casa lui Arța, căpetenia casei împăratului la Tirță. Zimri a intrat, l-a lovit și l-a ucis, în al 27-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, și a domnit el în locul lui.
când s-a făcut împărat și a așezut pe scaunul lui de domnie, a omorât toată casa lui Baeșa. N-a lăsat să scape nimeni din ai lui, nici rudă, nici prieten. Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa, după cuvântul pe care spusese Domnul împotriva lui Baeșa prin prorocul Jehu. Din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșise Baeșa și fiul său Ela, și în care târâseră și pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Ela și tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? În al 27-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, Zimri a domnit 7 zile la Tirță. Poporul se debara împotriva Gibetonului, care era al filistenilor. Și poporul a auzit în tabără vestea aceasta. Zimri a uneltit și chiar a ucis pe împărat. Și în ziua aceea, tot Israelul a pus în tabără ca împăratul lui Israel pe Omri, căpetenia oștirii. Omri și tot Israelul cu el au pornit din Gibeton și au împresurat Tirța. Zimri, văzând că cetatea este luată, a intrat în cetățuia casei împăratului și a dat foc casei împăratului peste el. Astfel a murit el, din pricina păcatelor pe care le săvârșise, făcând ce este rău înaintea Domnului, umblind pe calea lui Ieroboam, săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. Celelalte fapte ale lui Zimri și uneltirea pe care a făcut-o el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Atunci poporul Israel s-a dezbinat în două părți. Jumătate din popor voia să facă împărat pe Tibei, fiul lui Ginab, și jumătate era pentru Omri. Cei ce urmau pe Omri au biruit pe cei ce urmau pe Tibni, fiul lui Ginab. Tibni a murit și Omri a domnit. În al 31-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. A domnit 12 ani. După ce a domnit 6 ani la Tirța, a cumpărat de la Shemer muntele Samariei cu 2 talanți de argint. A înfărit muntele și a pus cetății pe care a zidit-o numele Samaria, după numele lui Shemer, domnul muntelui. Omri a făcut ce este rău înainte Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. A umblat în toate calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și s-a dedat la păcatele în care târâse Ieroboam pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Omri a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria, și în locul lui a domnit fiul său Ahab. Ahab, fiul lui Omri, a început să domnească peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit 22 de ani peste Israel la Samaria. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui, asemânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Pe vremea lui, el din Betel a zidit iarăși Ierihonul. I-a pus temeliile cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și i-a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Cartea întâi a împăraților, capitolul 17. Glie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Le-ai dea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit care este în fața Iordanului. Corvii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara,
și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te rănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi puțină apă într-un vas ca să beau. Păi când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic-o, n-am decât un pom de făină într-o oală și puținul de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne. Apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cum de lemnul și făina aceea o mică tortă și adun eu. Pe urma să fac și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el. Femeia a zis atunci lui Ilie: Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor astfel fiul? El i-a răspuns: Dă-mi încoace pe fiul tău. Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el și l-a culcat pe patul lui. Apoi a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, oare atât de mult să-mi hrănești tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omor fiul? Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul și a zis: Doamne Dumnezeule, te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului Ilie. Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă din odaia de sus, l-a dat mamei sa. Și Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie: Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Cartea întâi a împăraților, capitolul 18. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab, ca să dau ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peștere și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab a zis lui Obadia: Haide-mi prin țară pe la toate izboarele de apă și pe la toate pârâurile. Poate că vom găsi iarbă ca să vă strâng viață cailor și catârilor și să nu avem nevoie să omorâm vitele. Și-au împărțit țara sub putreiere. Ahab a plecat singur pe un drum și Obadia a plecat singur pe un alt drum. Pe când era Obadia pe drum, iată că l-a întâlnit Ilie. Obadia, cunoscându-l, a căzut cu fața la pământ și a zis: Tu ești domnul meu, Ilie. El i-a răspuns: Eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. Și Obadia a zis: Ce păcat am săvârșit eu, ca să dai pe robul tău în mâinile lui Ahab ca să mă omoare? Viu este Domnul că n-a rămas popor sau împărăție unde să nu fi trimis stăpânul meu să te caute. Și când se spunea că nu ești acolo, punea pe împărăția și poporul acela să jure că nu te-a găsit. Și acum zici: Du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. Și apoi, când voi pleca de la tine, Duhul Domnului te va duce nu știu unde. Dacă m-aș duce să dau de știre lui Ahab și nu te-ar găsi, mă va omori.
ci totuși robul tău se teme de Domnul din tinerețea lui. Nu s-a spus oare Domnului meu ce-am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului? Cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului, câte 50 într-o peșteră, și i-am hrănit cu pâine și cu apă? Și acum tu zici, du-te și spune stăpânului tău, iată că a venit Ilie. El mă va ucide. Dar Ilie a zis, viu este Domnul oștirilor, al tărui slujitori sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și au strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului, eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii lui Baal sunt 450. Să ni se dea doi junci, ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un junc din cei doi, pregătiți-l voi întâi, căci sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și-au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne! Dar nu s-a auzit nici plas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după obiceiul lor, și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele, până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat, până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el. Și Ilie a adres altarul Domnului care fusese stăriumat. A luat 12 pietre, după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnului zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț, în care încăpeau două măsuri de semânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și bărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și-au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În tirea când se aducea jertfă de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre mine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu.
Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocii lui Baal, a zis Ilie. Niciunul să nu scape. Și-au pus mâna pe el. Ilie i-a pogorât la pârâul Chison și i-a junghiat acolo. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea. Deci se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhală și pogoară-te ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nor, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în caș și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Cartea 1 a împăraților, capitolul 19. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună, să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienucă și dorea să moară, zicând, destul! Acum, Doamne, ia-m sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a adormit sub un ienopăr. Și iată l-a atins un înger și i-a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat și la căpătâiul lui era o turtă coaptă pe niște pietre încălzite și un nocior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți, până la muntele lui Dumnezeu, Coreb. Și acolo, Ilie a intrat într-o peștere și a rămas în ea peste noapte. Și cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peștere și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la gura peștei. Și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? El a răspuns, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să ungi și pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel și să ungi pe Elisei, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău. Și se va întâmpla că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael, îl va omorui Jehu. Și pe cel ce va scăpa de sabia lui Jehu, îl va omorui Elisei. Dar voi lăsa în Israel 7.000 de bărbați, și anume pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal, și a căror gură nu l-au sărută. Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12. Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat mantaua pe el.
Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis: „Lasă-mă să salut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut.” După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a dus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fiert carnă și a dat-o oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Cartea 1 a împăraților, capitolul 20. Ben-Hadad, împăratul Siriei, și-a strâns toată oștirea. Avea cu el 32 de împărați, cai și care. S-a suit, a împresurat Samaria și a început lupta împotriva ei. A trimis în cetate Sol la Ahab, împăratul Israel, să-i spună: „Așa vorbește Ben-Hadad: argintul și aurul tău sunt ale mele, nevestele și cei mai frumoși copii ai tăi sunt tot ai mei.” Împăratul lui Israel a răspuns: „Împărate, domnul meu, fie cum zici, sunt al tău cu tot ce am.” Solii s-au întors și au zis: „Așa vorbește Ben-Hadad: am trimis să-ți spună să-mi dai argintul și aurul tău, nevestele și copiii tăi. De aceea, voi trimite mâine la ceasul acesta pe slujitorii mei la tine. Ei îți vor scormoni casa ta și casele slujitorilor tăi, vor pune mâna pe tot ce ai mai scump și vor lua.” Împăratul lui Israel a chemat pe toți bătrânii țării și a zis: „Vedeți bine și înțelegeți că omul acesta ne bea răul, căci a trimis să-mi ceară nevestele și copiii, argintul și aurul, și n-am zis că nu îi le dau.” Toți bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab: „Nu asculta și nu te învoi.” Și el a zis solilor lui Ben-Hadad: „Spuneți domnului meu împăratul: voi face tot ce ai trimis să cer robului tău în pia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face.” Solii au plecat și i-au dat răspunsul. Ben-Hadad a trimis să spună lui Ahab să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, de va ajunge praful Samariei să umple mâna întregului popor care mă urmează. Și împăratul lui Israel a răspuns: cine încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos. Când a primit Ben-Hadad răspunsul acesta, stătea la băut cu împărații în corturi și a zis slujitorilor lui: pregătiți-vă. Și ei s-au pregătit de navală împotriva cetății. Dar iată că un proroc s-a apropiat de Ahab, împăratul lui Israel, și a zis: așa vorbește Domnul: vezi toată această mulțime mare? O voi da astăzi în mâinile tale ca să cunoști că eu sunt Domnul. Ahab a zis: prin cine? Și el a răspuns: așa vorbește Domnul, prin slujitorii mai marilor peste ținuturi. Ahab a zis: cine va începe luptă? Și el a răspuns: tu. Atunci Ahab a numărat slujitorii mai marilor peste ținuturi și s-au găsit 232. Și după ei a numărat tot poporul, pe toți copiii lui Israel, și erau 7.000. Au făcut o ieșire pe la miază zi. Ben-Hadad bea și se îmbăta în corturile lui cu cei 32 de împărați care îl ajuteau. Slujitorii mai marilor peste ținuturi au ieșit cei din drâi. Ben-Hadad a cercetat și i-au spus astfel: au ieșit niște oameni din Samaria. El a zis: dacă ies pentru pace, prindeți-i vii. Și chiar dacă ies pentru o luptă, prindeți-i vii. Când au ieșit din cetate, slujitorii mai marilor peste ținuturi și armata care îi urma a lovit fiecare pe omul dinaintea lui, și sirienii au luat-o la fugă. Israel i-a urmărit. Ben-Hadad, împăratul Siriei, a scăpat pe un cal cu niște călăre. Împăratul lui Israel a ieșit, a lovit caii și carele și a pricinuit sirienilor o mare înfrângere. Atunci prorocul s-a apropiat de împăratul lui Israel și i-a zis: du-te, întărește-te, cercetează și vezi ce ai de făcut, căci la anul viitor împăratul Siriei se va sui din nou împotriva ta. Slujitorii împăratului Siriei i-au zis: Dumnezeul lor este un Dumnezeu al munților, de aceea au fost mai tari decât noi. Dar ia să ne luptăm cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. Fă și lucrul acesta: scoate pe fiecare din împărați de la locul lui și înlocuiește-i cu căpetenii. Și fă-ți o armată ca aceea pe care ai pierdut-o, cu tot atâția cai și tot atâtea care. Apoi să ne batem cu ei în câmpie și se va vedea dacă nu vom fi mai tari decât ei. El i-a ascultat și a făcut așa. În anul următor, Ben-Hadad a numărat pe sirieni și s-a suit la Afec să lupte împotriva lui Israel.
Copiii lui Israel au fost numărați și ei. Au primit merinde și au ieșit în întâmpinarea sirienilor. Au tăbărit în fața lor ca două turme mici de capre, pe când sirienii umpleau țeala. Omul lui Dumnezeu s-a apropiat și a zis împăratului lui Israel: așa vorbește Domnul, pentru că sirienii au zis: Domnul este un Dumnezeu al munților și nu un Dumnezeu al văilor. Voi da toată această mare mulțime în mâinile tale și veți ști că eu sunt Domnul. Au stat tăbărâți 7 zile unii în fața altora. În ziua a 7-a au început lupta și copiii lui Israel au omorât sirienilor 100.000 de oameni pe destrași într-o zi. Ceilalți au fugit în cetatea Afec și a căzut zidul cetății peste 27.000 de oameni care mai rămăseseră. Ben-Hadad fugise și el în cetate și umbla din odaie în odaie. Slujitorii lui i-au zis: iată, am auzit că împărații casei lui Israel sunt niște împărați miloși. Să ne încingem deci coapsele cu saci, să ne punem funii pe capetele noastre și să ieșim la împăratul lui Israel, poate că te va lăsa cu viață. Și-au pus saci împrejurul coapselor și funii împrejurul capului, s-au dus la împăratul lui Israel și-au zis: robul tău Ben-Hadad a zis, lasă-mă cu viață. Ahab a răspuns: mai este încă în viață? Este fratele meu. Oamenii aceștia au luat lucrul acesta ca un semn bun și s-au grăbit să-l ia pe cuvânt și să zică: Ben-Hadad este fratele tău. Și el a zis: duceți-vă și aduceți-l. Ben-Hadad a venit la el și Ahab l-a suit în carul lui. Ben-Hadad i-a zis: îți voi da înapoi cetățile pe care le-a luat tatăl meu de la tatăl tău și îți vei face uliți în Damas, cum făcuse tatăl meu în Samaria. Și eu, a răspuns Ahab, îți voi da drumul făcând un legământ. A făcut legământ cu el și i-a dat drumul. Unul din fiii prorocilor a zis tovarășului său după porunca Domnului: lovește-mă, te rog. Dar omul acela n-a vrut să lovească. Atunci el i-a zis: pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Și când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu și l-a omorât. A găsit pe un alt om și a zis: lovește-mă, te rog. Omul acela l-a lovit și l-a rănit. Prorocul s-a dus și s-a așezat pe drumul împăratului și s-a legat la ochi. Când a trecut împăratul, prorocul a strigat și i-a zis: robul tău era în mijlocul lupei. Și iată că un om se apropie și mi-aduce pe un alt om zicând: păzește pe omul acesta. Dacă va fugi, viața ta va răspunde pentru viața lui, sau voi plăti un talan de argint. Și pe când robul tău făcea câte ceva încoace și încolo, omul s-a făcut nevăzut. Împăratul lui Israel i-a zis: aceasta este o sândă, tu însuți ai rostit-o. Îndată prorocul și-a scos legătura de la ochi și împăratul lui Israel a cunoscut că făcea parte din proroci. El a zis atunci împăratului: așa vorbește Domnul, pentru că ai lăsat să-ți scape din mâini omul pe care îl sortise în nimicirii. Viața ta va răspunde pentru viața lui și poporul tău pentru poporul lui. Împăratul lui Israel s-a dus acasă trist și mânios și a ajuns la Samaria. Cartea 1 a împăraților, capitolul 21. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot din Israel avea o vie la Israel lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: dă-mi mie via ta să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună sau, dacă îți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Ahab a intrat în casă trist și mâniat din pricina cuvintelor pe care îi le spusese Nabot din Israel: nu-ți voi da moștenirea părinților mei. Și s-a culcat pe pat și a întors fața și n-a mâncat nimic. Nevastă sa Izabela a venit la el și i-a zis: pentru ce ți este tristă inima și nu mănânci? El i-a răspuns: am vorbit cu Nabot din Israel și i-am zis: dă-mi via ta pe preț de argint, sau dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei. Dar el a zis: nu pot să-ți dau via mea. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și vii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Israel.
ci a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetuit cu pecetea lui Ahab și le-a trimis pătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui. Iată ce a scris în aceste scrisori. Vestiți un post. Puneți pe Nabot în fruntea poporului și puneți în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui. Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi scoateți-l afară, împrofcați-l cu pietre și să moară. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea. Au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui. Și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului împotriva lui Nabot. Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul. Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre și a murit. Și au trimis să spună Izabelei, Nabot a fost împroșcat cu pietre și a murit. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab, scoală-te și ia-n stăpânire via lui Nabot din Israel, care n-a vrut să-ți o dea pe preț de argint, căci Nabot nu mai trăiește, a murit. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Israel, ca să o ia în stăpânire. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel, scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel la Samaria. Iată, este în via lui Nabot unde s-a pobolit să o ia în stăpânire. Să-i spui, așa vorbește Domnul, nu ești tu un ucigaș și un hoț? Și să-i mai spui, așa vorbește Domnul, chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău. Ahab a zis lui Ilie, m-ai găsit vrajmașule? Și el a răspuns, te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului. Iată ce zice Domnul, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura, voi nimici pe oricine este lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel. Și voi face casei tale cum am făcut casei lui Roboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că m-ai mânia și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Domnul a vorbit și despre Izabela și a zis, câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Israelului. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă sa Izabela îl atâțea la aceasta. El a lucrat în tipul cel mai urâcios, mergând după idol, cum făceau amoriții pe care îi gonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie Tishbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său, voi aduce nenorocirea casei lui. Cartea 1 a împăraților, capitolul 22. Au stat 3 ani liniștiți, fără să fie război între Siria și Israel. În anul al treilea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a pogorât la împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel a zis slujitorilor săi, știți că Ramot din Galaad este al nostru. Și noi stăm fără grijă, în loc să luăm înapoi din mâinile împăratului Siriei. Și a zis lui Iosafat, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Ramotului din Galaad? Iosafat a răspuns împăratului lui Israel, eu voi fi ca tine, poporul meu, ca poporul tău, ca ei mei, ca ai tăi. Apoi Iosafat a zis împăratului lui Israel, întreabă acum, te rog, cuvântul Domnului. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis, să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las? Și ei au răspuns, suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba. Împăratul lui Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om pe în care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău, este mic ca fiul lui Imla. Și Iosafat a zis,
să nu vorbească împăratul așa. Atunci împăratul lui Israel a chemat un dregător și a zis, trimite și adu îndată pe Mica fiului Imla. Împăratul lui Israel și Iosafat împăratul lui Iuda ședeau fiecare pe scaunul lui de domnie îmbrăcați cu hainele lor împărătești, în locul de la intrarea porții Samariei. Și toți prorocii proroceau înaintea lor. Zedechia fiului Chenaana își făcuse niște coarne de fier și a zis, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Și toți prorocii proroceau la fel zicând, suiete la Ramot din Galaad, căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Sorul care se dusese să cheme pe Mica i-a vorbit așa, iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i bine. Mica a răspuns, viu este Domnul că voi vesti ce-mi va spune Domnul. Când a ajuns la împărat, împăratul i-a zis, Mica, să mergem să luptăm împotriva Ramotului din Galaad sau să ne lăsăm? El a răspuns, suie-te căci vei izbândi și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Și împăratul i-a zis, de câte ori trebuie să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în numele Domnului? Mica a răspuns, văd tot Israelul risipit pe munți, ca niște oi care n-au păstor. Și Domnul zice, oamenii aceștia n-au stăpân, să se întoarcă fiecare acasă în pace. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, nu ți-am spus că el nu prorocește nimic bun despre mine, ci prorocește numai rău? Și Mica a zis, ascultă dar cuvântul Domnului. Am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie și toată ostirea cerurilor, stând lângă el la dreapta și la stânga lui. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo? Și-au răspuns unul într-un fel, altul într-altul. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu îl voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul i-a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge țintă, ieși și fă așa. Și acum iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față. Dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Atunci Zedechia fiului Chenaana, apropiindu-se, a lovit pe Mica peste obraz și a zis, pe unde ieși Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească? Mica a răspuns, vei vedea în ziua când vei umbla din nodaie în nodaie ca să te ascund. Împăratul lui Israel a zis, ia pe Mica, du-l la Amon, mai marele cetății și la Ioas fiul împăratului, și să le spui, așa vorbește împăratul, puneți pe omul acesta la închisoare și hrăniți-l cu pâinea și cu apa întristării, până când mă voi întoarce în pace. Și Mica a zis, dacă te vei întoarce în pace, Domnul n-a vorbit prin mine. Apoi a mai zis, auziți popoare toate. Împăratul lui Israel și Iosafat, împăratul lui Iuda, s-au suit la Ramot din Galaad. Împăratul lui Israel a zis lui Iosafat, vreau să-mi schimb hainele ca să merg la luptă, dar tu îmbracă-te cu hainele tale împărătești. Și împăratul lui Israel și-a schimbat hainele și s-a dus la luptă. Împăratul Siriei dăduse următoarea poruncă celor 32 de căpetenii ale carelor lui. Să nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, și să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit căpeteniile carelor pe Iosafat, au zis, negreșit, acesta este împăratul lui Israel, și s-au apropiat de el să lovească. Iosafat a scos un țipăt. Căpeteniile carelor, văzând că nu este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Atunci un om a tras cu arcul la întâmplare și a lovit pe împăratul lui Israel la încheietura platoșei. Împăratul a zis cărăușului său, întoarce și scoate-mă din câmpul de bătaie cât sunt greu rănit. Lupta a fost din ce în ce mai crâncenă în ziua aceea. Împăratul a stat drept în carul lui în fața sirienilor și seara a murit. Sângele a curs din rane în lăuntul carului. La apusul soarelui s-a strigat prin toată tabăra, să plece fiecare în cetatea lui și să plece fiecare în țara lui, căci a murit împăratul. S-au întors la Samaria și împăratul a fost îngropat la Samaria. Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el după cuvântul pe care a spusese Domnul.
Celelalte fapte ale lui Ahab, tot ce a făcut el, casa de Filgeș pe care a zidit-o și toate cetățile pe care le-a zidit, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Ahab a adormit cu părinții săi și în locul lui a domnit fiul său Ahazia. Iosafat fiul lui Asa a început să domnească peste Iuda în al patrulea an al lui Ahab, împăratul lui Israel. Iosafat era de 35 de ani când s-a făcut împărat și a domnit 25 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Azuba, fata lui Shilhi. El a umblat în toată calea tatălui său Asa și nu s-a abătut deloc de la ea, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Numai că înălțimile n-au fost îndepărtate. Poporul tot mai aducea jertfă și tămâie pe înălții. Iosafat a trăit în pace cu împăratul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Iosafat, isprăvile și războaiele lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? El a scos din țară pe sodomiții care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa. În Edom nu era împărat pe atunci, cârmuia un dregător. Iosafat a făcut curăbii din Tars ca să meargă la Ofir, să aducă aur, dar nu s-au dus, căci corăbiile s-au sfărâmat la Ețion Gheber. Atunci Ahazia, fiul lui Ahab, a zis lui Iosafat, vrei ca slujitorii mei să meargă împreună cu ai tăi pe corăbii? Dar Iosafat n-a voit. Iosafat a dormit cu părinții săi și a fost îngropat cu părinții săi în cetatea tatălui său David și în locul lui a domnit fiul său Ioram. Ahazia, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria în al 17-lea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit 2 ani peste Israel. El a făcut ce este rău înaintea Domnului și a umblat în calea tatălui său și în calea mamei sale și în calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască. A slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui și a mâniat pe Domnul Dumnezeul lui Israel cum făcuse și tatăl său. Aici se încheie cartea întâi a împăraților.